locuri, am citat prima mea atelier din totul copilului, care are un gust profund de învățătură, un gust foarte. Se joacă, este un strat colorat, are gustul de ceri. Am crescut și fiecare timp îmi dau seama strategiile pe care le are gustul copilului, sunt cele și mai bune și mai delicioase. Rândul gâș, minte, frunze, doarme un pic de căpioară, blană, catifela, tăbie, galene și galenie. Apărat de trei sejar, se cuminte în gâlpuș, moale, calci, parfumat, stăniel, calci și căuș. Și nu doarme nici gâtmă, că lui m-a mai venit, i-a lăsat pe gâlpuș mare și-a plecat pe un car. Dar nu asta e după este acuzit de copioare, mama li l-a apărat, fiind cușiată de fiară. Și așa i-a amintit gustul, dar ce-a înțeles că ea are grijă de el, este în vete ce-l așteaptă. Am citit în această carte că totul copilăriei are un stat gros de joacă, un stat care exprimă toată bucuria și sentimentele pe care și le redă această carte. În mijloc este copilul care așteaptă fericit să învețe, să se joace, să facă tot ce scrie pe copertă. Deasupra este un strat bun de somn, de care toți copiii au o parte mereu. Iar deasupra e un strat de învățătură, pe care toți copiii îl simt în fiecare zi, chiar și în ziua de vară, care se întâlnesc vrând-nevrând. Și deasupra este cireașa, pe care scrie copilărie. Acolo este început în fiecare tot.
suflet de copil, pentru că întotdeauna a fost atât de aproape de copii și de sufletul lor. A reușit împreună cu generații și generații de copii să facă niște lucruri extraordinar de frumoase. Dacă un copil a reușit să scoată o carte, dacă a fost publicat o publicație la nivel chiar județean sau chiar pe țară, sau a participat la un concurs, aceasta se datorează domnului profesor, care, cu sufletul lui de copil, a înțeles dorința fiecăruia dintre ei, pentru că fiecare copil care a venit aici, asta și-a dorit, să ajungă undeva.